Bună dimineața, dragi pescari! Iată-ne din nou pe același râu Neajlov. Astăzi se anunță o zi foarte frumoasă, peste 20 de grade, și am venit să pescuim la obleți. Deja văd că obleții sar în fața mea, dar am mai avut surprize ca aceștia să sară și să nu mănânce atunci când pescuiesc după ei, dar astăzi nu cred că se va întâmpla. Vreau să prind un număr cât mai mare, să-mi depășez recordul la obleți. Am o linie foarte, foarte fină. Am o plută foarte ușoară. Se lestează cu 4 alice de numărul 12. Niște alice foarte, foarte mici, nu știu dacă se pot observa pe cameră. Am firul principal de 0,16, iar forfacul l-am de 0,12, un ac mic de 18. Am să pregătesc și nada. Am aici benzar ice mix. Punem jumătate de pungă și mireana scobar, nu contează. Sincer, la oblete, op. Dacă mai e nevoie, o să mai adăugăm pe urmă. Organizăm. Stai culoarea. Bineînțeles, ca și data trecută, o să facem o nadă mai supraumetată, pentru că peștele țintă este obletele și eu așa prepar nada pentru oblete, supraumetată un pic, să facă nori în apă. V-am arătat la partida trecută. Okay.
Astea avem o frecvență foarte bună. Atinge bine și nici nu atinge bine suprafața apei și trage. Momentan am avut noroc că nu a intrat răpitor pe vad unde pescuiesc. În trecut, din momentul în care au intrat peștii răpitori, bancul de obleți n-a mai mâncat, n-a mai prins așa frecvență bună. Văd că și talia a crescut un pic. Ceva mai mari față de rândul trecut. Trebuie întreținut vadul pentru că dacă nu au mâncare, aceștia vor pleca. Că pescuitul de obleți este plictisitor și bine, pescuitul de oblete nu e chiar așa ușor, după cum spun alții. Și mai sunt pescari care mai pescuie și la pește din ăsta. Acum am văzut că din ce în ce mai mult pescuiesc, se axează pe crap. Din păcate, bălțile la fel se axează pe crap. Noua generație învață să pescuiască direct la crap cu scule de ultimă generație care costă foarte mulți bani și din păcate undița este cam lăsată deoparte. Ați văzut la partida trecută în sezonul ăsta rece peștele este cam mofturos pe bălți și iată aici o soluție, răuri
ape curgătoare, ape naturale, sălbatice, care încă mai țin pești și ne putem desfășura activitatea până la venirea iernii foarte frumos pe râu. Pescuitul de obleți îmi place. Este un pescuit activ, se ține mereu ocupat, să nădești, să schimbi omeala și foarte multă activitate în acest gen de pescuit. Mai prind câțiva și am să fac o cafeluță. Singura problemă în toamna este că vin multe frunze pe apă, mai ales în locuri din astea cu vegetație, unde e mulți pomi, unde e pădure. Începe să decadă frunzele pomilor și ne mai împiedică să lansăm unde trebuie, mai agățăm frunze. Am să vă arăt acum acest kit. Eu cred că pentru toți pescarii este folositor. Pentru prima dată îl desfac. Aici am un scotch și n-am nimic la mine să-l tai, dar este pentru prima dată care îl desfac. Este un kit pentru camping, dar cred eu că e foarte util și pentru pescari. Acesta l-am cumpărat de la Lidl, cred. Și am să vă arăt ce conține. În primul rând, acest cauciuc cu care este prins toată șmecheria. Da? În primul rând, avem o casoletă din asta micuță, în care găsim un pahar cu capac. Acesta este siliconic și priviți cum se face. Are și capac.
Mai are încă o casoletă mai mică. Da? Asta mare pe care v-am arătat-o. Mare, un pic mai mare decât asta. Uitați diferența. Și acest castron cu capac mai mare. Aveți o sită aici. Puteți să strecurați chestiile pe care le faceți, paste sau eu mai știu. Și aici o furculiță, o lingură pe care pe lateral are și cuțit. Eu nu folosesc acum decât cana și lingura, pentru că voi face o cafea. Avem un butilie din asta mică. Avem un ibric pentru cafea. Cafeaua adusă de acasă și zahărul. Asta e extraordinar. Mă folosesc de lingura pe care v-am arătat-o mai devreme. Partea superioară a ibricului și dăm drumul la ragaz. Și așteptăm să fie cafeaua gata. Cafeaua este gata. Punem niște zahăr.
să intre bucăți mai mari. Linia așa de fină că aproape nici nu se scufundă. Exact așa se duce. Foarte, foarte. Aproape viermele coboară în mod natural, fără ca plumbul să-l tragă în jos. Este o cea mai fină plută pe care o am. Am avut un set, din păcate nu mai... Asta e singura rămasă. Nici la magazinele de specialitate n-am găsit, doar pe comandă, probabil. Pentru obleți am să mai comand un set. Extraordinare. Extraordinare, nici... Mai ales pe ape unde nu sunt curenți foarte mari. Distrugeți obleții.
niște nadă, am terminat-o pe aia de azi de dimineață. Calia oblezilor a crescut semnificativ. Dragi prieteni, iată că partida noastră s-a luat sfârșit. Este undeva ora 12:01. Astăzi am avut activitate la obleți și înainte să vă arăt captura zilei, vreau să vă spun că vă mulțumesc încă o dată pentru suportul adus. De curând am atins pragul de 5.000 de abonați și vă mulțumesc pentru asta. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru notificări și până data viitoare vă urez fir întins. Iar acum să vă arăt peștișorii, după care vom merge undeva spre pădure încolo. Am văzut câțiva pomi foarte frumos colorați de toamnă. Am să încerc să le fac câteva fotografii, dacă vom putea intra cu mașina până acolo. Deci, terminăm cu atâta vorbărie. Să vedem câți obleți am adunat. Eu zic că am adunat ceva obleți. Am avut și doi pești bonus, două babuști. Spre deosebire de partida trecută, au intrat oblezi de talie mai mare. Oricum mi-am depășit cu siguranță recordul personal la obleți. Nu cred că am prins niciodată așa de mulți. Nici nu am stat atât de mult axat pe oblete. Cred că am peste un kilogram de obleți. Și obleți frumoși, de talie destul de acceptabilă. Cu siguranță am peste un kilogram. Am să-i cântăresc acasă și am să vă spun, am avut și babuști. Da. Aceștia sunt. Tați, doamnelor și domnilor, românul vine la grătar și își lasă gunoiul. Da. Asta este România. Uitați ce este aici. De mizerie.
Stați-vă, da, mașină. Ah. Și aici avem, puteți să dați un search pe Google. Spre stejarul Baba Groasa. Da? Sunt mai multe trasee și puteți ajunge foarte ușor la el. Deja am intrat în pădure. Noi nu vom merge acum pentru că e destul de mult de mers și nu prea aș vrea nici să mă întâlnesc cu vreun porc mistreț. Oricum, încoace e bine, e cât de cât curat. N-au intrat oamenii încoace, cred. Oricum, păcat, păcat, de-aia nici nu ne mai lasă curulotele pe nicăieri, pentru că așa suntem noi oamenii români. Și la locul de pescuit, la fel, am întâlnit numai pungi, numai gunoaie. Am strâns cât am putut din gunoaiele lăsate de alții, dar trebuia să vin cu saci mari ca să pot aduna tot ce au lăsat. Ia uitați aici, ia uitați gunoaie. Să vă fie rușine cei care faceți asta. Uitați ce minunăție de loc, unde poți să te detașezi de infernul din București, de la locul de muncă și ei vin și uitați. Uitați și dumneavoastră. Priviți. Asta este. Aici e un loc bun de venit cu rulota. Ia uitați. Nu știu dacă îl prind. Șoi, muliu, nu știu ce e ăla. Vedeți?